Echipa de fotbal Astra Giurgiu a trecut pe locul al doilea în clasamentul Ligii 1 după ce a învins luni seară formația Rapid cu scorul de 2-0. Primul gol a fost înscris de Tembo în minutul 30, pentru ca același jucător al Astrei să marcheze pentru 2-0 în minutul 68. Trei goluri are Ivanovski. Fatai e golgheterul Astrei. Tembo are și el trei reușite. Tembo acum în care șutează gol! Gol marcat de Astra în minutul 30. Tembo ajunge la 4 goluri în 8 partide. Până la urmă se retrage, execută ganezul Seydou. Astra poate da lovitura. Până la urmă mingea intră în poartă. 2-0 pentru Ploieșteni. Marchează Tembo în urma unei faze în care Astra a cerut și lovitură de la 11 metri. Pentru un hands al lui Glauber, 2-0 pentru Astra. Astra Giurgiu a reușit a doua victorie în Giulești în 9 partide după 1-0 din 18 martie 2010.